Bine ne-am regăsit, stimați telespectatori. Suntem în studioul Credo TV de la Chicago, din incinta Bisericii Pentecostale Române Elim. Stăm de vorbă cu pastorul Cristian Ionescu, de a cărui prezență mă bucur și ne bucurăm cu toții. Mulțumesc! Am început să abordăm cu un episod în urmă tematica profeției celor 70 de săptămâni danielice. Nu am citit-o atunci, dacă binevoiți să o lecturăm acum și apoi să intrăm oarecum frontal în această profeție extrem de importantă, dar și extrem de complicată. Sigur. Citez eu? Vă rog. Da, deci Daniel, poate cine are o Biblie la îndemână, nu ar fi rău, chiar ar fi foarte bine să o deschidă și să urmărească. Daniel 9, 24 la 27. Este vorba de patru versete extrem de dense. Să nu vă speriați auzind citirea unor fraze atât de lungi, atât de complicate. Dumnezeu vrea să ne ajute să înțelegem, pentru că Domnul Iisus la Matei 24 cu 15, referindu-se tocmai la această profeție și mai ales la ultimul verset 27, a spus cine citește să înțeleagă. 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău, și este vorba de poporul lui Daniel, evident, și asupra cetății tale celei sfinte, este vorba de Ierusalim. Până la încetarea fără de legilor, până la ispășirea păcatelor, până la ispășirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii veșnice, până la pecetluirea vedeniei și prorociei și până la ungerea Sfântului Sfinților. Să știi dar și să înțelegi că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la unsul, Mesia, la Cârmuitorul, vor trece 7 săptămâni. Apoi timp de 62 de săptămâni, piețele și gropile vor fi zidite din nou, și anume în vremuri de strâmtorare. După aceste 62 de săptămâni, unsul va fi stârpit și nu va avea nimic, poporul unui domn care va veni va nimici cetatea și sfântul locaș și sfârșitul lui va fi ca printr-un potop. Este hotărât că războiul va ține până la sfârșit și împreună cu el și pustiirile. El va face un legământ trainic cu mulți timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare și pe aripa urăciunilor idolești va veni unul care pustiește până va cădea asupra celui pustit prăpădul hotărât. Credem că avertizarea că e o profeție complexă se dovedește însă și prin auzirea acestui text. Ne lărgim puțin la cartea Daniel. Ce vi s-a părut cel mai impresionant, mai fascinant din întreaga carte Daniel? Daniel este un model pe foarte multe planuri. În primul rând este modelul unui tânăr înstrăinat, ajuns într-o țară păgână, fără un suport, un grup de suport larg, o mică minoritate în mijlocul unei majorități păgâne, având tot interesul să se conformeze, dar care hotărăște să trăiască o viață curată și să-L slujească Daniel pe Dumnezeu la adevărat. S-a hotărât în inima lui să nu se întineze. Exact. Este uluitor și ar trebui să fie un imbold pentru orice tânăr, pentru orice credincios, într-o lume în care devenim din ce în ce mai minoritari. Și se caută să fim așezați în matrița lumii. Dacă îmi permiteți, la convenția la care câteva zile în urmă, săptămâni, mă rog, am participat, a fost și un concurs biblic pe tema Daniel. Da. Și la una din bisericile din Detroit la care am fost seara, au fost prezentați tinerii care au luat premii pe cartea Daniel și au fost recompensați, sigur, de conducerea bisericii pentru efortul care l-au Același făcut. Același lucru s-a întâmplat și la noi la biserică. Da, am avut doi frumos. Tineri premiați și au și fost recompensați. Și li s-a propus acestor tineri să spună ce le-a plăcut cel mai mult din Daniel. Nu vă spun că mi-a luat timpul de mesaj. Da. Dar când am ajuns la rândul meu să aduc un mesaj bisericii, comunității, am zis, știți de unde au pornit toate aceste succese ale lui Daniel, din ceea ce a spus da. Acum, Daniel 1 cu 8, hotărârea de a nu se întina. Da. După aceea scrie, Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete trecere. De 12 ori scrie în Daniel urmarea acestei decizii personale. Iată da. Ce important este să
ne păstrăm curăția. Aici trebuie să spunem un lucru, pentru că sensul discuției noastre nu este doar din punct de vedere profetic. Există un subcurent permanent al acestei discuții care ne motivează să trăim mai aproape de Dumnezeu într-o sfințenie, în curăție. Descoperirea profeției nu se amestecă peste murdăria minții. Un om care vrea să înțeleagă profețiile trebuie să se depărteze de rău și trebuie să trăiască o viață curată și să-și purifice mintea, pentru că altfel, într-o minte confuză, nu are loc claritate. Ori, uitați-vă, vă rog frumos, la Daniel, în ce context are el această descoperire de grație din Daniel 9, 24 la 27. Dacă vreți să ne referim puțin și la Daniel 2 și 7, da, înainte de a ajunge la aceasta, ca să mergem succesiunea imperiilor, deci asta iarăși. Deci, în descoperirile lui Daniel încep într-un dublu fond. Unu, de afirmarea lui Daniel la curtea împărătească. Dumnezeu, prin descoperirea profețiilor, îl face pe Daniel indispensabil împăratului Nebucadnețar. În al doilea rând, Dumnezeu recunoaște că Nebucadnețar, ca persoană, face parte din planul lui Dumnezeu. Dacă ne uităm la capitolul 4 și în alte părți ale acestei cărți, vom vedea, cred eu, că Nebucadnețar se întoarce în cele din urmă la credința adevărată și îl slujește numai pe Dumnezeu. Devine monoteist și dă și porunca asta. Deci, e foarte clar, pe de o parte, că Dumnezeu îl afirmă pe Daniel și îl face indispensabil împăratului. În al doilea rând, Dumnezeu începe să lucreze la mintea împăratului și la convertirea împăratului și contextul în care încep revelațiile lui Daniel sunt frământările împăratului cu privire la viitor. Aici este o chestiune foarte interesantă. Dacă ne uităm la Ezechia, Dumnezeu vine la Ezechia să-i descopere viitorul și el convertește viitorul, care era foarte neplăcut pentru regat, în pacea prezentului. Spune: bine că măcar în timpul meu e pace și liniște, ce-o fi în viitor, treaba lor. Nebucadnețar are o cu totul altă atitudine. El spune: mie mi-e bine, totul e bine, imperiul meu e puternic, armata mea e puternică, imperiul meu e frumos, am glorie, am bogăție, am aur. Dar ce se va întâmpla cu toate astea mâine? Ce se va întâmpla mâine cu împărăția asta? Cui le las? Ce se va întâmpla cu ele? Și pe fondul acestor frământări în așternutul lui, Dumnezeu îi dă o revelație, îi dă un vis împăratului. Prin același vis, Dumnezeu îl afirmă pe Daniel, dar îi răspunde și împăratului la nelămuririle și se afirmă și pe el însuși ca domn al istoriei. Absolut. Se prezintă în fața împăratului și lucrează la convertirea lui. Asta se întâmplă în Daniel capitolul 2. Și în capitolul 7, ceea ce face aici Dumnezeu prin descoperirile lui Daniel este să reveleze traiectoria istoriei și developarea imperială a succesiunea imperiilor către Imperiul lui Anticrist. De ce? Avem mai întâi Imperiul Babilonean. Capul de aur. Urmează Imperiul Medo-Persan. Pieptul. Dar interesant, capul nu dispare, capul rămâne acolo. Ce clădește Babilonul rămâne în chip. Nu ia locul următorul imperiu, ci doar adaugă la chip. Urmează Imperiul Grec, care sunt Alexandru Macedon. Coapsele. Da. Mijlocul. După care urmează Imperiul Roman, care sunt cele două picioare de fier. Imperiul Roman este al cincelea. Urmează Imperiul European, care sunt labele picioarelor. Amestecul prin legături de căsătorie, casele regale ale Europei. De țări pe cele două trepte, cum se vorbește acum, puternice și lut. Exact. Ăsta e al șaselea imperiu. După care el vede al cincelea imperiu este Imperiul Roman, al patrulea imperiu este Imperiul Roman, al cincelea imperiu este Imperiul European, al șaselea imperiu este totalitatea chipului. Când se împlinește chipul, ăla e anticristul.
Și în Apocalipsa, și al șaptelea este imperiul mesianic, piatra care se răstoarnă și care ne nimicește pe toate. Interesant că în Apocalipsa, privind retrospectiv, se vede ordinea inversă. Deci nu începând de la Babilon, ci începând de la ultimul imperiu. Exact. Da. Deci, practic, ce îi arată Dumnezeu lui Daniel este mult mai profund decât imperiile. Este ascensiunea imperială către domnia anticristică, urmată de împărăția lui Dumnezeu, care este piatra care spogoară din munte și care distruge chipul uman. Și acum am ajuns la contextul profeției din Daniel 9. Când Daniel are această revelație, ne apropiem de sfârșitul celor 70 de ani de robie. Și Daniel cercetează profețiile lui Ieremia. Iată, un beneficiu. Și descoperă că poporul trebuia să fie în robie 70 de ani. Foarte interesant, corespunzător la 70 de cicluri de ani jubileari pe care nu le-au respectat. Pe care ei nu le-au respectat, deci, și Dumnezeu îi obligă să le respecte. Aici este ceva sublim. În intimitatea cercetării scripturilor, un copil al lui Dumnezeu, când ajunge la pasajul ăsta, ar trebui să studieze cu lacrimi ceea ce se întâmplă în camera de studiu a lui Daniel. Mijlocirea lui Daniel pentru popor este extraordinar. Omul ăsta citește în cartea lui Ieremia că poporul va fi eliberat din robie. Și el, înțelegând profeția, lumina aia ar fi trebuit să fie convertită într-o stare de liniște, de pace și să spună, deci se termină cu robia, slavă Domnului. Lucrul ăsta nu îl motivează pe Daniel să-și frece mâinile, ci îl motivează la o pocăință sinceră, pentru că el spune, chiar dacă Dumnezeu a hotărât 70 de ani de robie și eliberarea din nou după cei 70 de ani de robie, eliberarea nu se va face doar prin decizia lui Dumnezeu, că noi suntem într-un legământ cu Dumnezeu și noi trebuie să ne respectăm partea noastră și trebuie să intervină pocăința mea și pocăința poporului. Și într-o vreme în care este extrem de greu să mai motivezi poporul Israel la pocăință, un popor frustrat, un popor înstrăinat, un popor care este relocat și care începe să se simtă confortabil în starea lui de diasporă. Daniel însuși se pocăiește și pentru el și pentru popor, mărturisește păcatele și ale lui și ale poporului. În primul rând ale lui și apoi ale părinților, ale poporului. Exact. Este extraordinar. Pentru că omul ăsta înțelege și lucru de căpătâi al înțelegerii profetice. Împlinirea profetică depinde în primul rând de Dumnezeu. Dar înainte să depindă de Dumnezeu, Dumnezeu e flexibil și dă timp omului să participe și el la împlinirea profetică, atenție, spre binele lui. Dumnezeu, dacă împlinește profeția lui fără om, că omul nu colaborează, o face spre distrugerea omului. Dar Dumnezeu nu vrea să o facă, că nu vrea moartea păcătosului. Dumnezeu îi dă mai înainte omului șansa să colaboreze cu el pentru ca să o facă spre binecuvântarea lui. Din cauza asta, spune în Petru, el nu întârzie în împlinirea făgăduințelor, ci are o îndelungă răbdare și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Cu alte cuvinte, Dumnezeu spune, de întâmpla se va întâmpla. Poporul Israel va fi eliberat din Egipt. Poporul Israel va ieși din robia babiloniană. Poporul Israel va fi reînviat. Toate lucrurile astea se vor întâmpla, implacabil, istoria e sub controlul lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu spune, nu mă interesează dacă mai aștept 30 de ani, nu mă interesează dacă mai aștept 10 ani, nu mă interesează dacă mai aștept 100 de ani. Atitudinea voastră mă interesează. Vreau să vă dau o șansă ca din împlinirea asta profetică voi să nu ieșiți distruși, voi să ieșiți vii și binecuvântați. Și exact lucrul ăsta se întâmplă aici. Și eu cred că factorul determinant al împlinirii profetice a lui Ieremia cu relocarea, cu repatrierea poporului Israel înapoi în Ierusalim și în Israel a depins de acest extraordinar bărbat al lui Dumnezeu Daniel. A fost o adevărată rugăciune de mare preot. Da. O rugăciune mesianică, doar scoțând din ea mărturisirea propriilor păcate pe care Hristos nu le-a avut. Care sunt perspectivele sub care este văzută această profeție? Perspectivele teologice, să zic așa. Referitor la cele 70 de săptămâni. Referitor la profeție în general. Dacă îl vizează pe Hristos, nu îl vizează pe Hristos, vizează...
Noi trebuie să înțelegem că există o dezvoltare în timp a profeției, care tinde către un final. Toate profețiile au bătaie spre momentul final. Toate converg către același punct terminus. Nu există nicio profeție de sine stătătoare în cuvântul lui Dumnezeu. E doar o înșiruire profetică. Nu există niciun... un element de puzzle într-o imagine... completă. Completă a împărăției lui Dumnezeu și a împăratului. Toate profețiile depind unele de altele și conduc către același final. Și nici nu se explică singure, că aici e orice scriptură important. Se tălmăcește prin toate celelalte. Cu alte cuvinte, există profeții cu o împlinire concretă, istorică, imediată. Dar, până și aceste profeții au un pas mai lung, bat către momentul final al istoriei. Ori eu cred că scopul întregii scripturi este să ne conducă la Hristos. Nu există nicio profeție biblică despre nimic care să nu conducă spre Hristos. Nu există nicio literă din cuvântul lui Dumnezeu care să nu conducă spre Hristos. Oricine mi-arată o profeție și mi-arată că s-a împlinit acolo și nu acolo, cu persoana aia și nu și cu alta, că n-ar avea nicio legătură cu Hristos, există o linie de legătură către Hristos. Este firul determinant al profeției biblice. Nu există nimic care să nu se ancoreze în Hristos. Nu degeaba a zis Domnul Iisus, cercetați scripturile, că, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Și acum îmi place să ne reamintim, Vechiul Testament poate fi supranumit Iisus în profeție și mesajul este iată-L că vine. Evangheliile pot fi sumarizate și intitulate Iisus în istorie și mesajul principal este iată-L că moare. Faptele Apostolului este Iisus în biserică, iată-L că trăiește. Epistolele Iisus în experiența umană, oriunde a ajuns Evanghelia, iată-L că mântuiește. Și Apocalipsa, Iisus în gloria viitoare, iată-L că domnește. Vi se pare interesantă perspectiva. Da. Doar Hristos, da. Da. Deci, există profeții biblice cu împlinire imediată, există împliniri repetate sub o anumită formă care mențin flacăra aprinsă a acelei profeții. Hai să vorbim puțin de profețiile despre Anticrist. Puțin numai. Unui copil i s-a cerut să scrie tot ce știe despre Iisus și tot ce scrie despre Satan. Și atât avea despre Iisus că la sfârșit și-a dat seama că a trecut pentru Satan n-a mai avut timp. Exact. Dar trebuie să înțelegem un lucru. În împlinirea profețiilor anticristice și Apostolul Ioan în primul secol spunea Duhul lui Anticrist este în lume. Găsim acești pași istorici unde din timp în timp apare un prototip anticrist. Precursori, oarecum. Da. Ei nu sunt anticrist. Ei sunt doar tipici și în acestui spiritul, profil. Și în spiritul. Sunt profile. Anticristul va veni la sfârșit. Când a venit profeția despre Anticrist, în momentul respectiv, împlinirea imediată a fost Nero și au fost valurile de prigoană în Imperiul Roman. Credincioșii din generația aia l-au văzut pe Anticrist în carne și oase. Era o împlinire imediată. Apoi este o împlinire repetată în istorie, să vorbim de profilele mesianice. Pe primele pagini ale Scripturii apare imaginea Mântuitorului descrisă foarte clar. Va zdrobi capul șarpelui, sămânța femeii. Există tipuri cristice pe paginile Sfintelor Scripturii, unul din ele fiind chiar Daniel, dar ei nu sunt Hristos. Și nu mai vorbim de Iosif. Iosif. Hai să ne aducem aminte de Ioan. Ce au spus contemporanii lui? Ești tu? Pentru că Ioan a înmagazinat în sine atâtea aspecte legate de profilul mesianic și Domnul a spus, nu există un bărbat mai mare născut din femeie decât Ioan. Sau într-un câmp de misiune în Africa au apărut noi misionari și au zis despre Iisus, cum s-a comportat, cum s-a raportat la oameni și pe ce a fost aici Iisus? Era vorba de un misionar care l-a
întrupat oarecum pe Iisus. Deci exact. Așa e și în latura pozitivă și în latura negativă. Dar apare la sfârșit adevăratul Hristos. Da. Apare la sfârșit adevăratul Anticrist. Ori profeția are o împlinire imediată, are o împlinire tipică în istorie și apoi are o împlinire finală și clară la care s-a referit. Dar acum când e vorba de ani foarte bine precizați, sigur că nu mai putem să facem această mișcare, că poate fi, de exemplu, 69 de, sau 62 de săptămâni, deja intrăm în structura profeției, au fost hotărâte până la stârpirea unsului. Da. Deci nu putea fi și 62 plus 7, adică 69 și 80 și ceva. Deci aici puțin e mai rigidă profeția aceasta, Danielică, în ce privește încadrarea cronologică. Partea fascinantă a profeției lui Daniel este că împărțirea celor 70 de săptămâni în trei segmente. 7 săptămâni, 62 de săptămâni și o săptămână ne permite o marjă de toleranță în cele două îmbinări dintre ele. Dacă există între cele 7 săptămâni inițiale și cele 62 și apoi între cele 69 în total și a 70-a. Posibil că da. Pentru că altfel nu s-ar justifica aceste îmbinări de, și mai ales între primele 7 săptămâni și următoarele 62, dacă nu ar exista un spațiu de timp, nu s-ar justifica părțirea lor. N-ar fi zis îngerul după 62 de săptămâni, ce ar fi zis după 69, dar 69. Atâta matematică știe oricine, nu? Exact. So, este o împărțire, o segmentare clară a timpului. 49 de ani, că 7 săptămâni, 77, 49, aici e vorba de zile profetice, care înseamnă ani profetici. Deci, cu alte cuvinte, 7 zile, 62 de zile și 7 săptămâni. 7 săptămâni și o săptămână. Cu alte cuvinte, eu cred în cele două spații de timp, marjă de toleranță care... Da, deci în plin act de închinare și de mijlocire, gândindu-se la propriul lui popor, la cetatea Ierusalimului și cine vine cu alte colectivități avute în vedere, credem că nu poate fi corect, de punct de vedere biblic, nu politic, poate politic ar fi corect, în plin rugăciune vine îngerul și îi transmite acest mesaj. Dacă îmi dați voie, într-o lucrare a lui Zaspel, Fred Zaspel, el traduce poate mai propriu, după original, profeția, pentru că acolo nu scrie 70, uitați cum traduce el, 70 de câte 7, pentru că acolo e vorba de 7, nu spune că 7 săptămâni. 70 de câte 7 este hotărât asupra poporului tău și asupra cetății tale cele sfinte pentru... până la încetarea fără de lege, pecetuirea păcatului, ispășirea vinovăției, aducerea neprihănirii veșnice, pecetuirea vedeniei și a prorocului, ungerea sfintei sfinților, sfintei sfintelor. Acolo vom ajunge să vedem de ce termenul poate fi interpretat și ca sfânta sfintelor, locașul preasfânt al poporului evreu și sfântul sfinților, cum traduce Cornilescu. Prin urmare, să știi și să ai această pricepere, aceea că de la darea poruncii pentru restaurarea și reconstruirea Ierusalimului, și mulți o caută printr-un ordin împărătesc, dar poate fi căutată și altfel, până la un uns, un prinț, nu neapărat Hristosul, vor trece 7 de câte 7. De 7 de câte 7 vor trece până la un uns. Și timp de 62 de câte 7, strada și șanțul de apă al cetății, aici se are în vedere structura cetăților care aveau un șanț de apă pentru protecție, vor fi zidite din nou în vremuri de strâmtoare. După aceste 62 de câte 7, unsul va fi răpus și așa mai departe. Deci, de ce e dificil, revenim puțin, de ce e dificil această prorocie? Odată pentru că traducerile diferă. Și fost curios, dar n-am discutat înainte, dacă ați fi adus versiune în limba engleză, cum traduc, pentru că unele traduc primele 7 săptămâni înaintea unui uns oarecare, că termenul permite și un uns oarecare, în cazul traducerii Cornilescu, e vorba de unsul cu U mare, e vorba de Hristosul. Cum vedeți această
divergență, să zic așa, și de traducere și de interpretare până la urmă. Dacă vrem să elevăm profeția biblică a lui Samuel în context providențial, nu există niciun alt uns decât Hristos. Orice altă terminologie s-ar da, poate ar fi aplicabilă altor entități. Dar când ai de a face cu un uns în context... Ce ne facem cu prorocia din Isaia privitoare la Cir? Da, Cir a fost ales Cir, de Dumnezeu. Care a fost numit uns, da, exact cu același termen. Și mulți au fost unsul, da. Domnului a fost și Saul. Da, da. Dar în context profetic escatologic, providențial... Aveți perfectă dreptate, pentru că a doua utilizare a termenului îl vizează pe Hristos. Dar în ipoteza în care, și sunt unii care pornesc nu de la un decret uman, și vom vedea, mă rog, care sunt variantele, ci la un cuvânt dat de Dumnezeu lui Ieremia de reconstrucția Ierusalimului, spun că, de fapt, și este calculul făcut, 49 de ani au fost de la cel cuvânt al Domnului, Davar, așa, până la unsul Cir. Nu e în spațiu escatologic acel uns. Deci poate fi și în accepțiunea obișnuită, să dar, zic așa. Dar lucrul ăsta nu neagă împlinirea în ambele dimensiuni. Pentru că spuneam doar mai că devreme... unsul cu umare nu apare după 49 de ani, ci după 49 plus 434 de ani, adică după 483 de ani. Da, cât? 483 da, de ani, da, în total. Da, deci cu alte cuvinte, și veți observa că pe parcursul profeției biblice, acolo unde apare cuvântul uns, dacă nu este vorba de Mesia, de Hristos, e specificat unsul meu Cir. Uh-huh. Biblia este foarte clară când vorbește despre alți unși decât unsul. Am înțeles. Atunci când este vorba de unsul articulat fără nicio specificare, este vorba de Mesia. Însă, să zicem că am putea aplica acest pas de timp către Cir. Da. Asta nu exclude posibilitatea împlinirii profetice cu privire la Hristos. Da, a fost un prototip, da, pe care Dumnezeu l-a ales pentru repatriere, pentru rezidire, dar asta nu îl scoate din ecuație pe Mesia, pe unsul. Da. Deci, haideți să luăm Biblia în mână, cum s-ar spune, și să încercăm celor care urmăresc această emisiune, fără să aibă neapărat multe materiale ajutătoare, cum se găsesc o sumedenie, și bune și rele, să vedem, de fapt, ce s-a transmis prin acest cuvânt. Să luăm versetul 24. 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale cele sfinte. Dacă vreți să ne oprim doar puțin aici, da, poate intra în discuție o altă entitate, o altă colectivitate, nu, decât poporul evreu? Nu. Pentru că, în primul rând, Daniel mijlocea pentru poporul său. Poporul său era poporul evreu. Și în al doilea rând, răspunsul lui Dumnezeu este extrem de specific. Poporul tău. Și cetatea cea sfântă, care e una singură. Atunci, obiectivele care urmează, pentru că se spune 70 de săptămâni au fost hotărâte, sau a fost hotărât 70 de săptămâni, ele sunt privite oarecum ca un tot unitar, până la aceste obiective, deși sigur încorporează și obiective pentru întreaga umanitate. Da. Nu ar trebui în mod normal să le vedem ca întruchipând efectiv scopurile pentru poporul lui Dumnezeu. Aici este o interpătrundere de care trebuie să ținem cont. Ce vreau să spun prin asta? Eu sunt într-o măsură dispensaționalist. Eu cred în anumite dispensațiuni sau ere istorice. Cu un anumit specific, da. Dar nu cred într-o rigiditate dispensațională unde un lucru nu poate apare până nu dispare altul. Și am să dau o dovadă. Vorbim despre biserică și Israel. Eu nu pun apariția bisericii în lume în anul 30, când a murit Hristos, în jurul anului 30, sau când a fost pogorârea Duhului Sfânt. Eu pun la venirea Domnului Hristos în lume, pentru că El a venit plin de har și de adevăr. Legea a venit prin Moise, dar harul a venit prin Hristos. Arătarea harului,
care deschide era bisericii. Eu cred că este la nașterea Domnului Iisus Hristos, la intrarea în lume, când intră în lume, ca mare preot al lui Dumnezeu. Bine, dacă mergem că Iisus este capul bisericii, într-un fel, dar nașterea ca atare a trupului și legarea de cap la Rusalii, sau exact. Unii spun că în seara învierii, mă rog. Însă noi putem spune că a existat o concomitență, și dacă scoatem primii 30 de ani și lăsăm doar pe următorii 40 de ani, a existat o suprapunere, o concomitență istorică între Israel și biserică. Știu, asta alimentează ideea răpirii tribulaționiste. Nu numai atât, pentru că Israelul, în ca care se, da, se presupune că Dumnezeu și reia legătura cu Israelul, da. Dar biserica există până la răpire și prin răpire, prin suferințele pe care credincioși și creștinii le vor suferi din partea superliderului mondial, evreii se vor putea trezi. Ați dar avut... deja Israelul există de 70 de ani la anul. Există deja o concomitență Israel-Biserică de 70 de ani, fără doar ca Israelul să se întors. Doar că Israelul este mor spiritual, Ezechiel 37, este, și e mor spiritual, da. Că după aceea spune, suflă din cele patru, suflă vântule și adă. Deci oarecum nu poate exista o legătură de spirit în prezent, nu. Chiar dacă există o simpatie. Prin așa. Credință. Da. Prin credință. Ce se întâmplă? În momentul în care Domnul Iisus Hristos merge spre Ierusalim, și vede smochinul. De fapt, merge de la Ierusalim, vede smochinul, nu sunt roade, îl blastămă și a doua zi, calea întoarsă, îl văd uscat. A văzut frunze în el, dar nu roade. Israelul atunci exista din punct de vedere istoric, pe harta geopolitică a lumii, dar nu avea rod. Era mort din punct de vedere spiritual. Și Domnul îl blastămă. Înveac să nu mai aduci rod. Practic urmează diaspora evreiască din anul 70 până în 1948, când Israelul nu are nici rod, dar nu mai are nici frunze, că este uscat. Profeția din Matei 24 ne direcționează către un smochin care înfrunzește. Reînvierea statului Israel ca frunze. Și nu Israelul e un semn pentru biserică. E un semn pentru biserică. Cu alte cuvinte, ceea ce vreau să scot în relief este, avem din nou o concomitență de 70 de ani și nici măcar nu e profetică, e istorică pentru noi la ora actuală. Ea a fost profetică, dar la ora actuală a devenit istorică. Când biserica și Israelul sunt concomitente pe pământ de 70 de ani. Doar trebuie să clarificăm aspectul vieții spirituale pe care încă nu l-au și nici nu l-o vor avea câtă vreme biserica este pe pământ. Roada spirituală, pentru că transferul de har și intrăm într-o altă dimensiune a discuției escatologice, da, chiar dacă din punctul de vedere al dispensaționalismului credem într-o suprapunere istorică, legea și harul nu se suprapun. În momentul în care harul pleacă de la neamuri, la Israel, nu mai este pentru neamuri. Biblia spune, va intra numărul de plin al neamurilor. Cu alte cuvinte, mântuirea trece la Israel. Aici cred într-o dispensațiune rigidă, într-un dispensaționalism rigid. Dar istoric vorbind, ca pași de suprapunere între Israel și biserică, eu cred după că cum există a existat la prima venire a Domnului, în preajma, mă rog, așa, există și în a doua. Sim. Trebuie văzut doar aspectul legăturii de spirit. Dar, întreb altfel, avea Gavril sau Dumnezeu prin Gavril în vedere încetarea fără de lege evreilor, ispășirea păcatelor evreilor, ispășirea nelegiuirii evreilor, aducerea neprihănirii veșnice a acestui popor, pecetluirea vedeniei, sau se referă la lumea întreagă, dar nu și la popor, la evrei ca popor, la poporul evreu. Da, ungerea Sfântului Sfinților trebuie iarăși înțeleasă într-un mod segmentat. De ce? Domnul Iisus Hristos, când a venit în lume, a spus, Dumnezeu m-a uns să aduc vești bune. Deci Domnul Iisus Hristos se prezintă ca fiind fiul omului, dar uns de Dumnezeu să aducă vestea bună a mântuirii. Categoric că Biblia își spune 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale sfinte până la, și în final zice, până la
ungerea Sfântului Sfinților. Alții e o spun altfel ungerea de ungere. Sfintei Sfintelor, da, a cetății. Eu cred, mă rog, că aici este vorba de ungerea a templului, da, ca împărat al pământului, domnia de 1000 de ani. Da, nu la botezul Domnului Iisus, cum văd unii. Nu. De fapt, problema noastră principală nu este când au început cele 7 sau cele 62 de săptămâni, ci când începe cea de a 70-a săptămână și vom avea o emisiune întreagă pe tema, da, asta. Deci aici este, e problema. Este vorba de ungere profetică, m-a uns să aduc vești bune, este vorba de ungere monarhică. Împăratul era uns. Hristos, când a fost întrebat de Pilat, tu ești împărat? A spus, sunt, dar nu din lumea asta. Deci, practic, ungerea lui Mesia în lumea asta ca împărat încă nu s-a făcut. Se va face la domnia de 1000 de ani. Și pentru Israel sunt rânduite 70 de săptămâni profetice până la ungerea Sfântului asta în domnia să spun. De 1000 de ani. Deci, încetarea fără de legilor este avut în vedere doar aspectul de drept sau aspectul de fapt, de este încetare? Aspectul de fapt, pentru că satana va fi legat și fără de legile vor încetat pe problema, pământ. Că unii spun că la Golgota s-au rezolvat toate astea. Dar nu, una nu se exclude pe alta. Ungerea lui Mesia ca profet a avut loc. Biblia poate număra 70 de săptămâni profetice într-o anumită formă până atunci. Da. Ungerea lui ca împărat este o altă ungere care poate fi ușor gestionată prin cele 70 de săptămâni. La fel, când vorbim de încetarea nelegiuirii, putem vorbi de încetarea nelegiuirii în plan spiritual, prin Golgota, prin mântuire, dar putem vorbi și de faptul încetării fără de lege, când satana este legat și nelegiuirea este eradicată în dreptul poporului evreu, pentru că el este destinatarul. Absolut. Da? S-a împlinit, nu pentru evrei individual, ci ca popor, la Golgota s-au împlinit aceste nu pentru poporul scopuri, Israel obiective. Ca entitate. Nu s-au, nu pentru evrei care au acceptat să fie mântuiți și să intre, da, în biserică, s-a întâmplat, dar ca parte din biserică, nu ca parte din Israel. Entitatea, da, Israel, da, nu e, da, cuprinsă în această încetare a nelegiuirii. Da, decât la negarea lui Satan, când Israelul este reabilitat. Deci, final. Aceste obiective vi se par suficient de radicale ca să presupună momentul când se intre practic în împărăția de 1000 de ani ca fiind moment de împlinire a tuturor acestor obiective? Da, și săptămâni. Deci, încetarea fără de legilor, vom reveni noi cu exemple și mai aprofundate. Spune aici, până la aducerea neprihănirii veșnice. Da, da. Ceea ce este foarte important de înțeles. Deci, neprihănirea de drept a fost adusă în Hristos, dar neprihănirea eternă, dreptatea eternă, n-a fost adusă încă. De ce este adusă în domnia de 1000 de ani? Datorită faptului că din momentul în care Hristos se instaurează pe pământ împreună cu biserica și cu Israelul, biserica și Israelul nu mai cad niciodată. Biserica și așa nu mai cade, ea este purificată prin necazul cel mare, prin ultima prigoană. Israelul este purificat prin necazul lui Iacov. Deci sunt cele două, ceea ce noi vedem ca cele două mari necazuri, necazul bisericii și necazul lui Israel, al lui Iacov, Dumnezeu din perspectiva lui le vede ca cele două mari purificări. Și după cele două mari purificări, nici biserica, nici Israel nu mai poate avea nici măcar uscături, nici măcar elemente de apostazie. Au trecut prin elementele de judecată hotărătoare și finală. Deci, se vorbește de un calup de 70 sau de un total, mai exact, un total, că calupuri pot fi chiar 3, dacă nu două sigur. Da. Până se vor împlini aceste obiective, vom reveni în episodul următor la aprofundarea acestor obiective. 3 sunt, practic, negative, în sensul încetării, fără de legi, păcate, nelegiuire, exact. Termenii pe care Daniel îi folosește în rugăciunea lui e foarte interesant. Da. Și apoi reversarea răului în bine prin neprihănire veșnică, încheierea tuturor profețiilor și ungerea Sfântului Sfinților, cum este aici. Și acum mergem la versetul 25, dacă vreți să lecturați și să vedem
ce putem să spunem, sigur, mai avem doar 10, 20 de minute, 10 minute, 11 minute din această emisiune. Care verset vrei să 25, să mergem așa. Să știi, dar și să înțelegi că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la unsul Mesia, la cărmuitorul, vor trece 7 săptămâni. Apoi, timp de 62 de săptămâni, piețele și gropile vor fi zidite din nou și anume în vremuri de strâmtoare. De ce se separă? Am mai atins noi subiectul acesta. Vor trece 7 săptămâni, apoi timp de 60. De fapt, acest apoi e pus, mă rog, de traducător. Timp de 62 de săptămâni se va reface cetatea, așa se subînțelege. Da. Oare ce să însemne acea pauză? Pentru că după aceea spune, după aceste 62 de săptămâni, în versetul următor, da, nu după 69, cum deja am abordat puțin. Este foarte greu de explicat. De ce? Explicat. Motivul este următorul. N-aș băga prea mult simbolism profetic în asta. Sunt pauze de timp pe care Dumnezeu și le permite în împlinirea profețiilor. Eu cred că uneori Dumnezeu creează un spațiu de timp până când mersul istoriei este fasonat de Dumnezeu ca să îi aducă la împlinire punctul următor profetic. Convergă spre... Vedeți, un lucru foarte interesant despre istorie și modul în care Dumnezeu se implică în istorie este... Dumnezeu nu se implică în istorie ca într-o companie pe care noi o conducem, unde ne ducem într-o dimineață, pocnim din degete și spunem de azi înainte, ăla mută la acolo, ăla acolo, ăla acolo, și toată lumea se uită cum lucrurile se transformă printr-o decizie patronului. În modul în care Dumnezeu gestionează istoria, lucrurile parcă se întâmplă de la sine, este ca o corabie care cârmește, dar cârmește lent. Și în vreme ce oamenilor li se pare că ei decid, că ei hotărăsc, că ei au dat niște edicte, că ei au modificat istoria, de fapt în spate Dumnezeu mișcă istoria în direcția aia. Și atunci aceste curbe istorice, aceste întorsături istorice care ajung la un moment dat să împlinească planurile, generează aceste spații de timp care de multe ori ne dau bătăi de cap și pe care eu cred că ar trebui să le tratăm cu indulgență, să le lăsăm acolo fără să citim prea mult în ele. Atunci mergem la 26 în câteva minute. După aceste 62 de săptămâni, unsul va fi stârpit și nu va avea nimic. Și apoi spune, poporul unui domn care va veni va nimici cetatea și sfântul locaș. Și așa mai departe, nu mergem mai departe că nu avem timp. Deci ce se spune că se va întâmpla după cele 62 de săptămâni, unii spun după 69 în total, alții spun doar 62, că între primele săptămâni, primul calup și al doilea calup, ar fi o pauză de timp. Sunt aici câteva lucruri care se spune că se împlinesc după. Nu spune că exact în termenul acela. În momentul în care ajungem la unsul, la Domnul Iisus Hristos, stârpirea unsului este categoric jertfa Domnului Iisus Hristos. Nu poate exista altceva, o altă interpretare. În interpretarea prorociei din Daniel, modul meu de a o interpreta, de a o judeca, a fost în felul următor. Care sunt lucrurile nenegociabile? Da. Și care sunt lucrurile relative? Da. Spațiile de timp sunt de multe ori relative. Aplicativitatea între spiritual și istoric poate fi relativă sau poate fi dublată, da, suprapusă. Dar unele lucruri sunt nenegociabile. Nu putem să atribuim calitatea de uns altcuiva decât Domnului Iisus Hristos aici. Nu putem să atribuim stârpirea unsului unui alt eveniment istoric decât Calvarul, jertfa Domnului Iisus Hristos. Unde spune că nu va avea nimic, dacă am putea încheia segmentul ăsta cu o interpretare spirituală, pentru ca din nou să vorbim telespectatorilor noștri despre ceea ce trebuie să facă ei. Da. Vedeți, cel mai mare investitor al Universului este Dumnezeu.
Noi ne uităm la Dumnezeu și spunem, ce trebuie să-L trimiți pe Iisus în lume? Ce trebuie să scrii cartea asta și să o dai la oameni să o spună mai departe? Fără să ne dăm seama că Dumnezeu ne vorbește pe înțelesul nostru. Mai ales în vremea de astăzi, toată lumea vrea să aibă o investiție, pentru că investiția asigură bunăstare și prosperitate mai târziu. Ce este de fapt Hristos? Este investiția lui Dumnezeu. Orice investiție se pierde. În mod inițial, o investiție, dacă nu renunți la ea, nu se poate numi investiție. O înstrăinezi, o dai. Stârpirea unsului este investiția lui Dumnezeu. Și când ai făcut lucrul ăsta, care este rezultatul imediat? Nu mai e nimic. Isaia 53. Da. Unsul va fi stârpit și nu va avea nimic. Da. O înțelegere e aceasta, că nu va avea niciun câștig de la propriul lui popor. Exact. Nu va avea nimic. Rămâi, îl dai și pe el și nu câștigi nimic în prima fază. Însă, după stârpirea unsului, și iar venim la investiție, urmează amortizarea investiției, recuperarea investiției. A treia zi, Hristos a înviat din morți. Investiția a fost recuperată. Și acum, mergând la Isaia 53, va vedea rodul muncii sufletului lui, profitul lui. Da. Și se va înviora. Un investitor, în prima fază, rămâne suspendat. Cum Domnul Iisus a spus despre sine însuși, dacă bobul de greu nu moare, rămâne... Ce face? Zic, nu mai am nimic, am dat tot. Se întoarce acasă cu un sentiment de gol. După care vede că recuperează investiția și șterge transpirația. Spune, am recuperat, măcar n-am pierdut nimic. Dar după aia, când merge în profit, abia atunci vezi veselia investitorului, atunci vezi înviorarea investitorului. Ce faci însă cu ceea ce ai recuperat? Și cu ceea ce ai profitat? Niciun investitor normal nu pune deoparte investiția recuperată și nu pune deoparte profitul. El le reinvestește și Biblia spune, acum vă trimit pe voi în mijlocul lumii, ca voi să câștigați mult rod pentru împărăția lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Hristos este investiția inițială pe care a recuperat-o la înviere, prin care ne-a câștigat pe noi generație după generație ca profit și noi suntem reinvestiți în lume pentru câștigarea de suflete pentru împărăția lui Dumnezeu. Pentru că în cele din urmă să fie recuperat și poporul evreu ca națiune când vor zice binecuvântat să fie cel ce vine în numele Domnului. Cu alte cuvinte, Dumnezeu va avea totul și va uni totul în sine. Da. Sigur, trebuie să încheiem. Să reținem și acest aspect că punctul de referință temporal, până la care și de la care se numără anii, din perspectivă biblică și divină, înțelegem noi, este moartea lui Hristos, nu nașterea lui Hristos. Vedeți, noi scriem 2017, anul în care facem această emisiune. Dar atunci când s-a stabilit Paștele Vechi Testamental, s-a spus, aceasta este cea din tâi luna anului. Deci de la Paștele, care prefigura jertfa lui Hristos, evident. Și până la Paște, nu până la sacrificiu. Și atunci să numărăm anii, cei 2000 de ani... Dar observați că acești pași de relativ istoric sunt în jur de 30 de ani? Trebuie să aprofundez. Mărturisesc că am auzit la convenție mesajul Israelul un semn pentru biserică și sunt 100% convins. Trebuie să văd dacă biserica, într-adevăr, este acel semn arătat în cer pentru Israel și nu pot să confirm, dar promit să fac promisiuni serioase. Putem să discutăm puțin despre lucrul ăsta în emisiunea viitoare. Da, bine, m-aș bucura. În două vorbe, spuneți-le celor care ne urmăresc, ceea ce aveți pe inimă, ce să vă zic eu, ce să spuneți. Fiecare segment al discuțiilor noastre, ca scop în sine, nu este să știm mai mult și doar atât, ci ca ceea ce știm să ne conducă spre Hristos. Emisiunile acestea nu au nicio valoare în ele însele dacă cei care le privesc nu iau la încheierea acestei emisiuni următoarea decizie. Dacă este copil al lui Dumnezeu, mântuit, născut din nou, vreau să mă apropii mai mult de Domnul. Vreau să înțeleg mai mult cuvântul lui, vreau să iubesc mai mult scripturile, vreau să mă rog mai mult. Dacă este cineva care nu-L cunoaște pe Domnul Iisus Hristos, segmentul acesta nu are nicio valoare în el însuși dacă nu-L va provoca pe acel om să spună vreau să mă întorc la Hristos. Pentru că în cele din urmă, tot ceea ce înțelegem, învățăm și cunoaștem din Scripturi trebuie să ne conducă la marea decizie de a dori să fim noi înșine mântuiți. Pentru ca scopul în sine pentru care Hristos a venit să fie stârpit, să fie sacrificat,
să se împlinească în viața fiecăruia dintre noi. Și totuși, acest și nu va avea nimic, poate fi interpretat și am găsit teologi care interpretează în felul în care ați spus dumneavoastră, dar de asemenea nu va avea nimic pentru că nu va fi mort, nu va rămâne mort de fapt, va fi stârpit, dar nu va rămâne mort, este o altă interpretare. Adică nu va păți nimic. Nu va păți nimic. Da. Acum, problema este și textul original și chiar în original, studiind, sunt mai multe variante de interpretare. Este o chestie de tehnicalitate. Însă, frumusețea acestui periplu profetic este că auzi o altă interpretare și zici, se potrivește, dai din numeri și te duci înapoi la cea care te vizează și spui, asta chiar se potrivește. Asta îmi place mai mult, că mă implică, cum asta chiar spunea se un coleg da. Cu care am făcut mai multe emisiuni la, mă rog, în România, cu ce mă implică ceea ce aud? Să ne implice cu o dorință de a ști vremurile în care trăim, pentru că în Roman 13 cu 11 Apostolul Pavel le spune romanilor și noi credem că și românilor să nu datorați nimănui nimic decât să vă iubiți unii pe alții. Deci iată că există o datorie insolvabilă a iubirii. Niciodată nu vom putea spune că iubim destul. Zice, cu atât mai mult cu cât știți împrejurările în care trăiți. Ei bine, aceste profeții au menirea să ne aducă în actualitate, să luăm ziarul într-o mână, profeția în cealaltă și să știm la cât este ceasul. Să-l cunoaștem pe el ca unul care își duce la îndeplinire cu minuțiozitate toate elementele planului său, dar are o îndelungă răbdare pentru noi și așteaptă să ne întoarcem la el. Dumnezeu să ne ajute. Mulțumesc foarte mult. Continuăm cu discuții pe marginea, cred că va trebui să spunem pe marginea profeției celor 70 de săptămâni danielice, pentru că am adus în discuție și alte aspecte care până la urmă au menirea moral-spirituală de a ne apropia de Dumnezeu și nu de a face capul calendar sau de a avea niște cunoștințe beton în escatologie. Cine e expert în escatologie, în lucrurile viitoare, decât Dumnezeu însuși? Noi, cât ne descoperă Dumnezeu, să-L cunoaștem pe El.